Un grup de susținători ai opoziției au luat cu asalt clădirea Parlamentului din Belgrad, în Serbia, totul după ce președintele Aleksandar Vučić a impus măsuri restrictive pentru a opri răspândirea coronavirusului, în condițiile în care spitalele sunt aproape la limită. Opozanții dau vina pe guvern și afirmă că oamenii nu trebuie să sufere noi restricții. Un grup mic de protestatari a încercat să treacă de cordonul poliției, a spart ușa și a intrat în clădirea Parlamentului. Ulterior, poliția i-a împins înapoi. Mulțimea a cerut demisia lui Vučić. Serbia se confruntă cu un număr raportat de peste 16.000 de infecții cu noul coronavirus și 330 de decese, iar cifrele sunt în creștere. Epidemiologii și medicii au avertizat că spitalele funcționează la capacitate maximă și că angajații medicali sunt obosiți. Vučić a promis că va construi rapid un nou spital în Serbia, care va avea o capacitate de 800 până la 1.000 de paturi. Riscul de infectare, a adăugat el, va persista și în sezonul rece, atunci când coincide cu gripa sezonieră.